Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pentru etalarea zilnică, pentru ziua de luni, 14 decembrie. Hai să scoatem o carte pentru dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră, situație financiară pentru această zi. O etalare la polul opus față de cărțile care au ieșit ieri, da? Hai să începem aici cu situația de dragoste. Avem o carte care îmbină foarte frumos în ea energia pajului și a cavalerului de cupe. Da? După turnul de ieri, după distrugerea, finalizarea sau schimbarea care a apărut inevitabil în viața tuturor, da? Pentru unii mai dramatic, pentru unii la nivel mai subtil, dar toți ați experimentat o schimbare într-un anumit plan sentimental ieri, ei, astăzi vedem aici un nou început romantic, un nou început sentimental. Și nu doar că e un nou început, e unul care vine așa ca o inundație peste voi, vine cu foarte multă rapiditate, vine cu foarte multă pasiune, vine cu foarte multe promisiuni pentru voi și toate sunt promisiuni frumoase. Dar, mare atenție aici, este un mare dar. Trebuie să demonstrați universului că ați învățat lecțiile din trecut, da? Că ați învățat lecția pe care turnul v-a dat-o ieri. Și că nu o să repetați aceleași greșeli încă o dată. Pentru că, da, această carte vine cu toate posibilitățile pozitive pe care vi le puteți imagina. Dar dacă voi, prin comportamentul vostru, prin gândirea voastră, prin acțiunile și modul vostru de relaționare, repetați aceleași pattern-uri, aceleași acțiuni, aceleași mod de a fi, de a gândi și de a te relaționa cu partenerul din trecut, aceleași greșeli din trecut, atunci tot potențialul ăsta pozitiv n-are ce să facă, toată apa asta, tot potențialul din această cupă, la un moment dat, o să se verse pe lângă. Nu o să intru în detalii cu care ar fi potențialele lecții care sunt pentru fiecare, că asta e pentru voi și pentru sufletul vostru să știți și să vă analizați. Important este să analizați aceste lucruri și să profitați de acest nou început, de toate oportunitățile din această carte, ca să nu mai repetați greșelile trecutului. E o energie foarte frumoasă. Folosiți-vă de ea. Bun, hai să mergem pe situația de sănătate. Vedeți, dacă ieri era acolo regina de săbii care era blocată, era singură, era în mintea ei, astăzi apare aici treiul de monede, o carte de colaborare, de muncă în echipă, da? E posibil ca cei care mi-ați ascultat sfatul de ieri și ați avut acele discuții, da, acele analize foarte cerebrale, foarte bine puse la punct, astăzi să vă și găsiți soluția sau, cel puțin, dacă nu ați găsit efectiv tratamentul, terapia sau specialistul care să vă ajute, cel puțin ați început să o luați pe drumul corect, vă îndreptați în direcția corectă pentru voi. Pentru cei care nu suferiți de probleme majore de sănătate și vreți doar să slăbiți câteva kilograme, să arătați mai bine, să vă tonifiați musculatura, da? Astăzi, mai ales că e o zi de luni, e ziua ideală să începeți o dietă, să începeți un sport, mai ales dacă este o dietă împreună cu alți membri ai familiei sau cu ceilalți oameni care sunt împreună cu voi în casă, da, astfel încât să vă responsabilizați unul pe celălalt și să lucrați cumva în echipă să vă susțineți unul pe celălalt, la fel și la sport. Dacă începeți să faceți, să practicați un sport cu prieteni, cu familie, cu rude, cu oameni care sunt în echipă cu voi, sunt de aceeași parte cu voi, fie suferă de aceleași probleme sau au aceleași țeluri ca și voi, e foarte bine. Colaborările sunt bine aspectate aici. Pentru cei pentru care nu se aplică niciuna din interpretările care v-am dat-o până acum, este o zi în care e posibil să găsiți o persoană pe care o admirați, da? Voi până astăzi vi se părea că aveți corpul perfect, că sunteți sănătoși, că totul e în regulă și astăzi găsiți niște mesaje, da? Primiți niște mesaje de la o persoană pe care o admirați, că e influencer, că e din social media, de la televizor, că e un artist, că e o vedetă, că e un specialist, nu contează, o persoană pe care voi o admirați vă schimbă cumva perspectiva și vă dați seama că se poate și mai bine și că și voi puteți să faceți anumite lucruri ca să
aveți o stare de sănătate mai bună decât v-ați imaginat până acum. Cartea cea mai pozitivă din toată această etalare este, fără doar și poate, aici pe capitolul de bani, carieră, muncă, finanțe, unde avem Steaua. Da, o carte fix la pol opus cu ce a apărut ieri. Dacă ieri erați îngrijorați și vă măcinați și vă tot frământați pe toate părțile că nu știați cum să o scoateți la capăt, ei, astăzi vine speranța, vine vindecarea, vine soluția pentru problema zilei de ieri. E posibil ca această soluție să vină prin intermediul unui vărsător, dar în orice caz nu va fi o soluție simplă, va fi o soluție complexă care necesită răbdare, foarte multă răbdare. De ce? Pentru că această carte din acest pachet de tarot iluminat, această arcană majoră, combină în ea și energia șaptelui de monede. Și șaptele de monede ce este? E o carte care ne aduce aminte că toate lucrurile se întâmplă doar la timpul lor, că cei al tău e pus deoparte, nu trebuie să te agiți pentru că acel lucru pe care tu ți-l dorești nu îl ai acum, în secunda asta, o să vină la un moment dat. Dar momentul în care acel lucru o să fie a tău, în care acel lucru vine la tine, nu este stabilit de tine, este stabilit de divinitate, prin planul divin. Noi oamenii putem doar să câștigăm așa câteva puncte în plus, da? Cum ar fi la școală, știți că mai erau acele teme suplimentare, exerciții suplimentare pe care le făceai și îți creștea profesorul nota. Ei, da, noi doar atâta putem să facem, să ne creștem nota cu jumătate de punct, cu un punct, maxim două, astfel încât profesorul, da, divinitatea să ne dea mai repede recompensa, dar e doar în capul nostru că recompensa vine mai repede, că notele tot la final de semestru se încheie, da, și tot atunci când planul divin a stabilit pentru noi acest final de semestru, tot atunci ne vom primi recompensele. Partea bună pentru toți este că acest final de semestru se apropie vertiginos, pentru că pe 21 decembrie o să avem marea conjuncție Jupiter-Saturn în Vărsător. Da, și această carte, Steaua, reprezintă zodia Vărsătorului. Așa că tind să zic că nu mai aveți mult de așteptat. Niște cărți neașteptat de frumoase pentru această zi în care avem o eclipsă. Lucrurile par să se îndrepte într-o direcție mai pozitivă pentru toți, pe măsură ce ne apropiem de finalul acestui an karmic greu, încărcat, 2020, lucrurile par să se miște, să se schimbe, energiile clar o să se schimbe. Aveți răbdare că mai e puțin. Bun. Și acum, hai să scoatem și o carte din aceste carduri de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să dați un like la video dacă apreciați acest mesaj, să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi interpretarea mea și dacă mai aveți câteva secunde pentru mine, să mergeți și pe Facebook, să vă alăturați grupului pe care l-am creat acolo, da, linkul este în descrierea acestui video. Acolo avem discuții foarte interesante pe teme de astrologie, de tarot, de evoluție personală și mi-ar plăcea foarte mult ca și voi să vă alăturați acestui grup de oameni foarte, foarte faini. Bun, hai să scoatem o carte de aici, de la mijloc. Sunt demn de a fi iubit. De cel puțin 3 ori pe zi, stau în picioare cu brațele larg deschise și spun: sunt dispus să las iubirea să intre în mine. E bine să las iubirea să intre în mine. Da, dragii mei, în această zi de eclipsă, fiți deschiși către iubire, către tot potențialul pe care Universul îl aruncă către voi, vi-l aruncă așa în cap ca o găleată de apă. De cel puțin 3 ori pe zi faceți aceste lucruri care vă ajută să obțineți o stare de sănătate mai bună. Poate să fie foarte simplu, doar acest ritual descris în această carte, da? Stați cu brațele deschise și lăsați iubirea Universului să se contopească cu sufletul vostru. Și cel mai important, permiteți acestor vibrații pozitive din Univers
să vă pătrundă în creier, da? Eliberați-vă de cele 9 săbi de ieri și lăsați lumina acestei stele norocoase să vă ghideze către un 2021 mai fericit și către următorii 20 de ani care vin aici cu foarte multă promisiune, pentru că această conjuncție Jupiter-Saturn care va avea loc pe 21 decembrie o să ne influențeze pentru următorii 20 de ani. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem mâine. Pa, pa!